Din suflet pentru suflet. O campanie inițiată de Rotary Club Sighetul Marmației Voievodal și susținută de TV Sighet, Sighet FM și maramedia.ro. Săraci, dar totuși împreună. Sărăcia nu a reușit să dezbine trei familii din municipiul Sighetul Marmației. În ciuda greutăților, ivite, ei au decis să rămână împreună și să le înfrunte așa cum pot. Mai presus de toate a fost familia. Ea a rămas unită și la bine și la greu, iar cu ajutorul lui Dumnezeu au trecut peste toate. Din suflet pentru suflet. O campanie inițiată de Rotary Club Sighetul Marmației Voievodal și susținută de TV Sighet, Sighet FM și maramedia.ro. 8 copii, alături de cei doi părinți, locuiesc într-o casă modestă cu două camere. Chiar dacă au o situație precară, sunt toți împreună și se descurcă cum pot. Sora cea mare are 14 ani și este ca o a doua mamă pentru ceilalți 7 prunci. Prichindelul din familia Bandrea abia a împlinit 4 luni și este răsfățatul familiei. Financiar, pentru ei, viața nu a fost prea darnică. Toată familia se descurcă doar din venitul modest al tatălui și din alocațiile copiilor, iar banii se alocă în primul rând pentru hrănirea celor 8 copii. Aceștia nu sunt pretențioși la mâncare. Se bucură atunci când au bucate pe masă și nu pretind părinților aniversări fastuoase. Sunt modești, înțelegători și bucuroși că se au unii pe alții. Pentru cei doi părinți, deseori este dureros să le explice că nu au de unde să le ofere mai mult. În astfel de momente, tot ceea ce pot să facă cei 8 prunci este să tacă și să înțeleagă. Greutățile i-au împins să se mulțumească mereu cu ceea ce au. Puteți spune de ce stimă de bani vă gospodăriți o lună? Nu, eu câștig 1000 de lei pe lună. Da. Și alocația copilului? Alocația 650 lei. Noi, curentul, chiria, astea ce de plătit. Apa. Și cam câți bani vreau pentru mâncare din această sumă? Eu prima dată, să vă spun drept, prima dată cam am fac... Cam asta îmi fac gospodăria în casă. Da. Mie mâncare la copii îmi trebuie. Oricum îmi trebuie la mâncare la copii. Dacă mi-am rămâne ceva bani, oricum, mă duc să-mi plătesc curentul. Și dacă mi-am rămâne, mă duc să-mi plătesc gunoiul, ceva ce mi-am trebuie. Prima dată eu să am mâncare la copii. Eu pe baza asta mă duc. Îmi trebuie mâncare la copii. Că oricum trebuie să-mi plătesc, suntem, nu e ăla om pe fața pământului să nu rămână dator. Din cauza asta. Mai mă duc și eu, nu știu, din cât pot, cum pot. Și asta. Vedeți că prioritarea este mâncarea copiilor. Da. Da. De regulă, ce le pregătiți așa la copii de mâncare? Cum să spun, nu au pretenții la mâncare, orice. Cartofi cu zeamă, mazăr cu zeamă, tocăniță de carne. Macaroane cu tocăniță de carne, cartofi frecați cu ceva. Ce se poate. Nu, nu au pretenții, oricum nu au pretenții. Am înțeles. Orice. Sunt copii înțelegători? Da. Și... da. Și pe parcursul timpului au fost și situații în care, nu știu, nu prea ați avut ce să puneți pe masă, au fost și situații de genul? Mai us! Nu că nu us, că gândiți-vă că s-o gur numai ei. Și cu noi doi? De multe ori ați preferat să nu mâncați dumneavoastră? Da. De multe ori lăsam mâncarea de la gura mea și le lăsam pentru el. De multe ori au s-o dușe de la lucru fără mâncare. Azi, n-am ce să spun, le lăs loc. Eu n-am ce să spun să-i zic. Da. Asta e situația. N-am ce să fac. Zilele lor de naștere, că sunt 8 copilași, de regulă vă permiteți să le mai faceți cu tuturor? La tăți? Nu pot. Ne permitem, la 1, 2, da. Dar la tăți, fie lună de lună, cum ar fi, nu. Le fac o dată la... cum ar fi, nu. Fiică mea asta, Mihaela, face amul 14 ani. Am zis clar, am un 2, un 3 și 1 face 14 ani, 3 și 1 mai. Zic, baterie să-i țin acum ziua, că ne-am ținut ziua de naștere, nu știu eu de când i-am mai ținut. Și așa aveți o relație apropiată cu copiii? Da. Sunteți o prietenă, ca o cea mai bună prietenă pentru ei. Și mamă și prietenă, orice. Mi-e tinașul, îmi spune, oameni vezi că
așa, mami, trebuia aia, mami, trebuia aia. Dar, mami, că nu, trebuie să oprim, că nu. Asta e, că... Atunci, atunci. Din suflet pentru suflet. O campanie inițiată de Rotary Club Sighetul Marmației Voievodal și susținută de TV Sighet, Sighet FM și maramedia.ro. Când mama l-a abandonat la 6 luni, tatăl a rămas singurul stâlp în viața lui Alexandru. Într-o cameră modestă, cei doi își duc cu greu traiul. Pe cât posibil, tatăl, bolnav de TBC, încearcă să-i îndeplinească băiatului micile dorințe pe care le are. Se împrumută deseori pentru a-i putea cumpăra câte o pizza sau un con cu ciocolată și surpriză. Singurul venit al familiei Lipner este ajutorul social și alocația lui Alexandru. Pentru ei este o adevărată provocare să supraviețuiască de la o lună la alta, însă sunt împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu trec peste toate. Foarte greu să te descurci greu cu banii ce ți dau ei, tare slab. Îl aveți în grijă pe Alexandru de la 6 luni? Ce s-a întâmplat? L-a lăsat mamă sau a zis că merea la lucru, a întâlnit pe cineva, s-a dus. Aveți un loc de muncă? Deocamdată am ajutor social. Și am înțeles că ați fost bolnav, de aceea nu prea puteți să aveți un loc de muncă? Am fost bolnav, am fost de 3 ori în spital. De ce? Cu ce boală? TBC. Și care este venitul cu care vă descurcați? Pe ce am? 140 lei pe lună. Atât am dat ajutor. Și dumneavoastră îi gătiți la Alexandru? Dumneavoastră gătiți așa? Nu, noi fac de mâncare. Și ce faceți de mâncare? De fel. Ce am? Orice. Supă, zice. Supă. Cartofi. Orice faceți. Și îți place cum gătește tati, așa-i? Din suflet pentru suflet. O campanie inițiată de Rotary Club Sighetul Marmației Voievodal și susținută de TV Sighet, Sighet FM și maramedia.ro. Familia Ilieș este formată din cei 2 părinți și 6 copii. Se descurcă greu, însă indiferent de bugetul pe care le-au, rămân unii alături de ceilalți. Pentru ei, asta contează cel mai mult. Puteți să-mi spuneți care este venitul acestei familii, venitul lunar prin care voi gospodăriți? Da, venit salariul meu, să spun, bineînțeles, minimum pe economie, deci nu mai zic 9 jumate, că după ce se bacă de tragere de sub. Frații mai mari merg zilnic la școală, unde se descurcă foarte bine. Sunt elevi sârguincioși care își dau interesul să învețe carte. Și că tot veni vorba de copii, toți eu merg la școală sau? Toți. Acum, pe la mai mare, nu mai tine, ăla e deja, mai major. Cei 8 frați s-au mulțumit mereu cu ceea ce au. Niciodată nu s-au arătat nemulțumiți de ceea ce pot să le ofere părinții. Au învățat să prețuiască totul și să fie recunoscători pentru orice atenție, cât de mică. De regulă, când e ziua uneia dintre copii, obișnuiți să-i pregătiți un tort atunci când mă permiteți sau... Sincer să vă spun, tort când cum putem și noi. Știți cum e, mai o ciocolată, mai o sticlă de suc și un sărut pe față foarte respectos. Da. Mesajele acestea... Ei probabil știu că posibilitățile și că nu știți sunt niște posibilități, că nu se poate mai mult, atâta putem. Ei știu. Și înțeleg. Și înțeleg. Dar sunt mulțumiți și cu puținul ăsta. Condițiile modeste nu i-au împiedicat să-și dorească ceva mai mult. Fiecare copil are un vis și luptă ca acesta să devină realitate. Și tu la ce școală înveți acum? Numărul 10. Numărul 10. Și care e materia ta preferată?
Matematica. Ce visezi tu să devii când o să fii mare? Profesor. De matematică? Da. În familia Ilieș, vacanțele sunt atinse doar cu gândul. Ideea unui sejur la mare este inaccesibilă, însă cei 8 frați se mulțumesc deseori și cu un suc în oraș. Spuneți dacă, nu știu, ați fost cândva împreună cu toți membrii familiei într-o vacanță undeva sau deocamdată nu s-a putut? Normal. Nu și noi, sincer, să vă spun. Și vacanța e cam ieșit câte o dată la un suc sau mână cu o prăjitură la vacanță și de asemenea. Nu. Da. Din suflet pentru suflet. O campanie inițiată de Rotary Club Sighetul Marmației Voievodal și susținută de TV Sighet, Sighet FM și Maramedia.ro.